Bine te-am regăsit, Cristina! Păi cu ținuta asta, musai să ai o poveste, musai să ai o energie, musai să ai o flamboianță. Te ascult. Deci, cum a zis și piesa, mă duc cu sirenele mele, cu Monica și cu Alexandra și ne ducem sus pe coastă, Ilinca, și toate ne-am îmbrăcat așa în tandem ca să strălucim de acolo. Care coastă, dragă? Dar exact ca globul. Care coastă? De Azur, Mori. Cred. Prima coastă care mi-a venit în minte. Chiar da. Cred, zloți. Bine, poate găsim și una pe la Gigea. Coasta lua, da? Mai degrabă. Da. Hai pe Costa del Sol. Ia-o întâi cu Costa del Sol până la Azur. Bine. Eu cred că oriunde te-ai duce așa îmbrăcată, cu siguranță ești în evidență, Cristina. Da, Bianca. Vreau să spun de locația ta. Mi-amintești foarte și piesa și vestimentația. Mi-amintește de vremea când aveam 16 ani și mă duceam la Costinești. La discoteca Ring. Da, da, și mi-amintești de genul ăla de tipe, știi, de pe coastă, de la Costinești. Nu știu, că n-am fost. Gen, ești fix de acolo și piesa și tot. E tare, mi-ai strânit o amintire. Contează că am strânit o reacție. Sunt foarte fericită. Corect, dar ținut dacă arată Elena. Dacă și... Îmi place foarte mult cum îți stă cu părul prins așa, foarte bine, și machiajul. Geanta nu se potrivește. Geanta. Ca să am o geantă. E geanta care am venit de acasă, dar... Ai fi putut să pui încălțări negre, măcar prea mult argintiu, prea precum globul. Mult prea mult. Păi da, dar știi, asta era ideea, că eu stau acum în soare și trebuie să mă asigur că mă vede toată lumea. Te vede toată lumea. Te vedea doar și cu sacoul. Era suficient sacoul și tot te vedeau. Așa, glob să ai în club, tot să... Te uiți la el, zic eu, nu? Da. Am să sesizat un pic de invidie în rândul concurentelor, da, pentru că nu au un astfel de picioare. Mă rog, dar jurații te așteaptă cu brațele deschise, hai în fața lor. Mulțumesc. Băi, zloți, ai trup de sirene, într-adevăr. Te-ai coafat impecabil, îți stă părul superb, machiajul este superb. Îți vine bine tipul acesta de sacou. Bine, n-are ce să nu-ți vine pentru că ai un corp superb. Mulțumesc. Dar de ce ai pus atât? Ești Robocop? Ce ești? Ești Terminator? A, Terminator ai mai fost, că s-a dovedit. A, exact. În punctaje ai mai fost Terminator, le-ai mai aruncat pe fetele astea una câte una. Dar e prea mult argintiu, puiule. Prea mult argintiu, prea mult. Dar dacă era auriu, Raluca, e mai era prea mult? Uite, ai pus o întrebare bună la care trebuie să refleșize moa cu sasca, să zic așa. Da. Era prea mult și dacă era auriu. Deși... Nu era Raluca, Raluca pentru tine, cum? Așa auriu, atât și argintiu. Nu, l-am văzut tipul ăsta de sacou și pe auriu, să știi, sau ceva asemănător. E mai frumos pe argintiu. Nu, pe auriu era prea chicios. Da. Fii atentă, zloții. Da. Deci, chiar dacă pantalonul... Scuză-mă, n-ai terminat? Scuză-mă. Nu, era e cam urățică floarea între... Da. Chiar dacă pantalonii scurți sunt mai lărguți, mie îmi plac și de ce? Pentru că lasă să se vadă niște picioare perfecte. Deci, știam că toate sunteți frumoase și aveți picioare frumoase, dar aici tu, în varianta asta, ai cele mai frumoase picioare ever. Chiar dacă o să se pară ciudat și lor, inclusiv, în afară de geantă care este oribilă, nu se potrivește, mie îmi place în seara asta. Foarte tare. Ești și pată, din cap până în picioare, mă rog, și sandaletele alea. Mie îmi place cum arăți, ești așa, ești pe sex, ești pe... Ești. Hai. Mulțumesc. Morice. Ai putea să faci ceva cu sandalele, dar într-o cu tot o altă combinație. Eu sacou, o să știi că l-aș purta doar cu pantalon toreador negri, cu talie foarte, foarte înaltă, cămașa albă închisă până în gât, o floare roșie aici și niște chestii negre perfecte, simple în picioare. Ah, ok. În combinația aia. Nu, dragă, sacoul. Sacoul. Frumos sacoul. E frumos, dar mie nu-mi place că e prea mult argintiu, s-a spus deja chestia asta, nu mi se pare că accesoriul ăla aici se potrivește, geanta nu mai comentez. Deci era mai bine fără? Era mai bine fără. E mai bine fără accesoriu, să știi sigur. Și ca să nu fie prea mult argintiu, încearcă să nu arăți prea multă piele. Dacă ai descoperit picioarele, fă rost de o maletă argintie și dacă ai fi pus o maletă argintie în loc de colier, mai salvai un pic din situație. Ok. Da, sfaturi utile, hai să vedem și calificativele. Mi-e scaunul foarte larg. Da? A rămas larg. Mulțumesc. Și totuși, simt nevoia să fiu imprevizibilă nebună. Lasă-mă, nu mă lovi. Fii. Ba da,
Fii. Simt nevoia să fiu previzibilă nebună, pentru că este una dintre cele mai bune apariții ale Cristinei Zloți în această competiție. Bravo, ai stil. Mamă, exact. Nu să cred. Deci în ce dată suntem? Mama mia, eu ce ai zis, făcut? Eu am zis, asta ești pe sex, îmi place. Bravo, ai stil. Sunați la 1-1-2, gata. Hai să mă ciupesc. Ciupește-te. E real, trăiește, asta. Mulțumesc, e. Vorbește frumos cu cei de acasă. Indicativul meu este 10. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu.